În primul rând o să vă cer permisiunea de a mă apropia. Da, ești pari pașnic. Permission granted. Ai fi putut să vin pași de dans totuși. Da, mă, adică băi, nu se poate, nu-mi vine să crezi. Salut. Salut, salut. Bună seara. Ce frumos. E, păi să știți că la dans, nu, la dans se învață și chestiile astea. Da. Normal. Am un pachet de cărți, normale, diferite amestecate. Andra, spune-mi, te rog, un număr de la 10 la 20. 10. 10. Că e sezonul 10. 1, corect. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da? Te simți influențat în orice mod? Nu. Nu. Mă uit în ochii tăi frumoși. Mulțumesc. 1 plus 0, 1, corect? Deci luăm prima carte. O să te rog să o iei, să te uiți la ea și să o ții minte. Să o arăți și la public, și la cameră, și la toată lumea. Schimb-o cu alta din pachet. Gata? Da. Bun. Am arătat-o în cazul în care eu uit ce e. Să o ținem și noi minte. Da, corect. Da, da. Pentru prima dată, spune cu voce tare ce carte ai avut. 3 de treflă. 3 de treflă. Eu am observat un moment de neatenție. Al meu? Nu, al meu. Al tuturor. Și am luat repede cartea din pachet și am băgat-o în buzunarul meu, în pormoneu. Speedy Gonzales, ce ești? Aoleu, ai nacă, nu me... Ce s-a făcut? O la foc. N-a la foc. Și aici am o carte. Așa. Una singură. O să o scot puțin. Magicianul emoționat. E portofelul e nou. Dar ce neatenți am fost când ai băgat. Corect, și da. Te-ai chinuit. O scot doar puțin, restul o scos. Tu nu vreau să zică lumea că o schimb sau fac ceva. Am luat alta cu... A scos-o doar puțin. Sună. Noi dubios, eram, da. Pe... De ce să fac o scot? Iei cartea și arăți la toată lumea. Bine. Ai, mă! Extraordinar! Bravo! Acum, nu e gata. Am aici un pachet. E un pachet foarte special. Cărți diferite, amestecate, totul normal. Așa, vintage, așa. Da, vintage, da. E pachetul lui Florin de când era mic. Dumneavoastră, credeți în paranormal, în mentalism, în conexiuni mentale? Eu par normal? Păreți ok. Mersi, mersi. Cred în ce vrei tu. Cred în paranormal. Credeți. Să spunem că eu m-am conectat acum mental cu dumneavoastră. Asta e puțin mai greu. E puțin mai greu? Da. Parcă te simt. Parcă. O să mă uit printre cărți și o să țin minte o carte. Doar pentru mine. Da? Uitați-vă la mine. Acum, v-am transmis cartea. Luați pachetul, vă uitați printre cărți. La un moment dat, o să aveți o impresie, bă, eu cred că omul ăsta... S-a gândit la cartea, asta. Yeah. Luați cartea și o puneți jos, cu fața în jos, ca să nu o vedea. Deci eu, din pachetul ăsta... Da, când simți, da, că ți se întâmplă. Poți să te și uiți, atent la poți el. Uiți, da, chiar vă rog. Dacă simți, aia e. Și o să simțiți, s-o gândiți la o carte, o luați și o puneți jos aici, fața în jos. Normal, să nu zică lumea că am văzut-o. Da, parcă... Așa. Bun. Să iau restul pachetului. Rog. Acum. Restul lumii nu știe la ce carte m-am gândit, doar cu dumneavoastră m-am conectat mental. Eu m-am gândit la o carte care să nu fie nici prea mare, da, nici prea mică. M-am gândit la o carte așa, undeva de la 5 la 8. După care, m-am gândit să fie neagră sau roșie. Culoarea preferată a mamei mele, ca a multor femei, este roșu. Deci m-am gândit să fie o carte roșie. După care, poate să fie de inimă roșie sau de romb. Și m-am gândit, inima roșie e puțin cam... Prea obvious, corect. Și am zis să mă gândesc la o carte de romb dintre 5, 6, 7, 8. După care m-am gândit că 5 e jumătatea din 10 sezonul ăsta și o să fie prea obvious din nou. Și am rămas cu 6, 7, 8 și m-am gândit la 7-le de romb. Arătați tuturor ce carte ați scos din pachet. Nici n-am ținut minte ce carte. 7 de romb! Mă bucur! Bravo!